România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați revenit la cea mai importantă dezbatere din România. Oameni buni, suntem la Art Safari din București, locul care merită să fie văzut de fiecare dintre voi, măcar că aici sunt strânse la un loc picturile importante ale lui Aman, minus una. Vă spun exact despre ce e vorba, râde invitatul meu Stelian Tănase. Art Safari este locul în care arta românească, fie ea veche sau modernă, vine la un loc vreme de câteva luni și vă invit să-l vedeți. Dar la fel de important pentru noi e și subiectul de astăzi, pentru că ne uităm și la clădirea în care suntem. Vă spun un mic secret. Aici a lucrat vreme de 2 ani de zile Mihai Eminescu, la timpul. La timpul, da. Stelian Tănase, salutări, bine ați venit la România salut, în direct. Salut. E o clădire interesantă unde suntem și mă bucur că are o utilitate, pentru că de obicei, să spune de obicei, nu mai avem ce face cu ea, nu ne mai stă la nimic. Una era secolul XIX sau chiar XVIII și astăzi sunt alte trebuințe. Dacă îl dai pentru un bloc de birouri, pentru afaceri, e inutilizabil. Da. Dar lucrurile nu sunt întotdeauna așa, iar Palatul Dacia dovedește că a supraviețuit epocii când a fost construită undeva la sfârșitul secolului al XIX-lea, pe un loc unde s-a aflat Biserica Gheorma și apoi Hanul Greci, și este la intersecția străzilor Stavropoleos și uliței Germane, adică astăzi strada Smârdan și Lipscani. În fața noastră este Banca Națională, da? Da. Sunt imobile care s-au construit pe vechiul București, să zicem pe Bucureștiul de mediu, dar mai bine mai târziu, adică datarea e mai bună dacă o punem undeva în secolul Fanariot, secolul XVIII. Biserica, Hanul Greci s-a construit la începutul secolului al XVIII. N-a avut o viață lungă, deși a fost foarte popular, adică a fost o bună afacere, să zic așa, cel puțin vreo două generații. Și apoi la jumătatea secolului XIX a fost părăsit și ruinat, s-a ruinat foarte repede. Probabil și materialele din care s-a făcut și tehnologia cu care s-a construit n-au rezistat în timp. Era o mahala, să spunem, foarte populată, cu un niz comercial foarte pronunțat și foarte frecventată. Și era o lume amestecată, trebuie să spun. Erau, bineînțeles, așa cum spune și numele mănăstirii greci, multă populație grecească de la Istanbul, din Fanar, venea aici, avea afacere, avea o branșă, să zicem, a afacerilor care se derulau în peninsula balcanică, dar între Istanbul și București, în cea mai mare parte. Uneori până la Brașov și Sibiu. Și ea era în marginile, sau să zic, în jurul Bisericii Gheorma, care s-a făcut undeva secolul XVI, jumătatea secolului XVI. Era o margine de București acum 200 și ceva de ani. Pot să spun răutate, București e tot o margine. Dar într-adevăr, nu era chiar o margine, pentru că aici era miezul, aici s-a întâmplat toată viața comercială, în acest cartier, în această mahala, ca să zicem așa, și cuvântul e corect. Mahala înseamnă cartier în turcești, la Istanbul, cartiere sunt mahalale. Era un cartier foarte animat, să spunem, unde se produceau, erau multe hanuri. De ce? Pentru că nu existau magazine ca în epoca modernă. Erau hanuri care asigurau și depozitarea mărfii. Marfa se expunea și chiar se spunea, de pildă, când cumpărai o casă, cumpărai de fapt pivnițele. Pivnița era de valoare. Dacă Serios? Avea pivniță, da, dacă avea pivniță, adică unde puteai să te ascunzi când venea turcul să-ți dea foc, era cu cel mai bun și costa mult o asemenea casă și toate, cam toate se făceau cu pivniță. Da, să vedeți că în toată zona asta unde suntem noi, în centru istoric, sunt toate au pivnițe. Da, și pivnițe mari. Pivnițe mari, pentru că erau depozite. Acolo se punea marfa, venea cu căruța de la Lipsca și răsturna marfa în pivnița respectivă și o și închidea cu niște porți grozave ca să poată să o apere sau să poate și să o ascundă. Vă place cum arată centrul Bucureștiului? Am făcut o plimbare împreună. Trebuie să fiu sincer sau să... Da, putem, de asta ne adunăm aici, suntem sinceri. Deci faptul, în comparație cu acum 20 de ani, când era o ruină și se părea că toată lumea îl ignoră, centrul arată bine. Adică
S-au făcut niște reparații, drept foarte superficiale, se dă cu o bidinea de var la parter și dacă vă uitați în sus, etajele 1 și 2 și 3 sunt o ruină, poate să scadă în cap. Da. Și s-a întâmplat. Da? Deci s-a făcut o reparație foarte superficială. Ce a făcut unul sau doi primari, nu vreau să le dau numele, că s-ar înțelege ca un elogiu, când numai prostii au făcut, de fapt, s-au pietruit străzile acelea, care erau numai hârtoape, numai nenorocești, la prima ploaie te necai până la gât. Exact ca pe vremea lui Brâncoveanu, nu era ceva nou pentru bucureștenul nostru. Dar acum sunt niște străzi pietruite, unele locuri au fost restaurate, dar să spunem, pe baza unor bani privați. Au apărut unul sau două hoteluri frumoase, îngrijite, au apărut una sau două prăvălii care sunt bine, bine restaurate și se poate fie mânca acolo, fie cumpăra ceva, dar cele mai multe sunt într-o stare de depreciere, sunt chiar o stare deplorabilă și sigur că aparent au dat cu o bidinea de vară, au pus niște tablouri pe pereți sau nu știu ce tapet și arată mai ok, dar să știți că la primul cutremur aici nu mai rămâne nimic, numai noi doi mai rămânem. Așa, sper să nu fie acum. O nu, să asta e o clădire solidă, asta deci e asta e restaurată bine Palatul Dacia. Okay. Asta am vrut să-l dau și ca exemplu pozitiv, adică se pot face și lucruri când ăia care intră în proiect fac treabă serioasă și se ocupă aici, de lucruri. Aici, pentru cine vine, mai ales în weekend, Palatul Dacia e absolut extraordinar, are operele lui Aman, are de asemenea Irina Dragomir, care e o artistă contemporană nouă, Barbara Clem, fotografii extraordinare despre România așa din este. Perioada comunistă. Așa este. Sunt senzaționale acele fotografii și există și Picasso aici, în această clădire, în acest moment. Eu încă nu l-am vizitat, ce știu, știu din presă și un pic m-am supărat, cred că v-am spus pe drum. În fiecare an este dedicat unui pictor. S-a făcut de pildă retrospectivă Tonița sau anul trecut Luchia. Acum e Aman, da. Acum e Aman și m-am mirat că nu mi-au cerut cam și eu o piesă de Aman. Aveți un Aman acasă? Da. Da? Da. Bine, e foarte păzit, am câine, am sisteme de siguranță. Așa, de aștept să dea piept în piept cu câinele meu din curte care e o fiară. E ușor isteric și sare la oricine și nu-mi face plăcere, preferăm... Aman. Jimmy, cel al câine al meu, care era acționar de candă, era un câine polițist. Deci da. Până te înșfăcai, era de un calm absolut, să nu, credeai să nu că doarme. Duceți, să nu vă gândiți la Aman. Uitați cum, da. cum facem astăzi. Facem o hartă, asta e invitația noastră de astăzi. Vă rog să ne sunați din orașul vostru, din România, de oriunde, Timișoara, Cluj, București, Brașov, Brăila, dau exemple la întâmplare. Spuneți-ne ce monument de la voi, casă, monument, clădire, are nevoie de ajutor, în ce stare e, care e monumentul reprezentativ la voi și cum poate fi ajutat. Sau poate s-a întâmplat o minune, ca la Târgoviște sau la Vaslui. Pot să vă dau două exemple din imediata vecinătate acestei clădiri. Stați așa, să dau telefonul. Vă rog. Să facem în felul următor. Deci 0372-069-599. Îl repet, 0372069599. E în felul următor, sună întrebările. Vă întreb, care este monumentul reprezentativ din orașul tău și cum arată? În ce stare-i, domnule? Ce clădire importantă știți de acolo, care este în paragină sau a fost reparată, a scăpat? Și care e de fapt, atitudinea noastră generală față de aceste clădiri? Și acum, Stelian Tănasă... Pot să vă dau două exemple foarte, da, fierbinți din imediat aici, noastră vecinătate. Pe strada Smârdan, fostă ulița Germană, aici a fost cartierul German, să știți. Strada Germană chiar era populată de negustori nemți. Se află Hotel Concordia. Hotelul Concordia este o ruină, este o rușine ce se întâmplă acolo. Acolo a fost ales cuza domn și pentru țara românească. Fusese ales în 5 ianuarie pentru Moldova și pe 24 ianuarie a fost ales pentru țara românească. Este un mare loc istoric unde s-a scris istoria neamului românesc. El este ruinat, este în paragină, deși și am făcut parte din câteva grupuri din astea care au făcut mari presiuni din zona societății civile, a universității, a presei, ca să fie reparată. Are o situație juridică încurcată, s-a vândut pe la 1990. Am fost în lungi tratative, discuții, negocieri și scandaluri cu Sorin Oprescu, pentru că este o rușine ca noi, de pildă, să scriem în presă sau la televizor să facem emisiuni despre Marea Unire și să ne dăm cu pumni în piept, să ne uităm la miticul din Parlament
când parlamentarii nu știu ce să mai zică despre patria noastră, statul românesc, istoria noastră glorioasă, și de fapt clădirea în care s-a întâmplat acest uriaș moment, unirea de la 1859, să fie prăbușit. Numai Hanul Concordia, Hotelul Concordia, era cel mai modern în epoca lui, avea bucătărie occidentală, tot managementul, cum spunem astăzi, era de tip occidental, era primul hotel. Da? Primul hotel în București. Și e o ruină acum. Este de neimaginat, dacă intrați acolo, n-aveți unde să puneți piciorul. Ce mizerie este. Și există și încăperea unde a avut loc alegerea. Deci ar trebui restaurat de urgență. Noi asta am cerut. Scriitorii, profesori, istorici, am cerut insistent cu memorii repetate primăriei să-l refacă, să-l preia de la proprietarii lor care prin 30 de ani de ignorare a monumentului pentru că nu l-au întreținut, ar trebui să li se confiște. Așa se întâmplă în Germania, de pildă. Dacă ai cumpărat sau ți s-a dat un monument ca să-l restaurezi și are o valoare istorică, ți se ia înapoi și plătești și foarte mari daune. Vă țin un pic cu al doilea exemplu, da, care e tot în apropierea noastră, ca să începem să luăm și telefoane. Stau oamenii pe fir de ceva vreme. Primul care ne-a sunat este Dan. Salutare, Dan, de unde vine telefonul tău? Bună ziua dumneavoastră și invitatului dumneavoastră, tuturor ascultătorilor dumneavoastră. Am puține emoții că n-am mai intrat în direct. Vreau să spun că locuiesc într-un imobil vechi de 108 ani și este monument istoric și ne chinuim de ani de zile să-l am făcut demersurile toate, avem autorizație de reparație, de refacere a fațadei, dar imobilul este atât de mare că și dacă ne-am vinde toți apartamentele, n-am putea să renovăm fațada imobilului. Imobilul are 3 numere, deci face parte pe două străzi. Și efectiv nu putem strânge banii necesari pentru renovarea acestui imobil. În ce oraș sunteți? El face parte din Arad. Din Arad. Și a fost construit de un mare arhitect, poate al Aradului și al țării, Palatul Șantai. Palatul Șantai, da. Deci, dar am uite, da. Vă dau un exemplu. La Oradea, primăria condusă de Ilie Bolojan are un sistem de împrumuturi către proprietari și îi ajută într-o astfel de situație. Împrumuturi fără dobândă pe termen de 20-25 de ani cu obligația de a face aceste fațade. La Arad nu aveți niciun tip de ajutor de genul acesta? Se tot vorbește de acest ajutor, dar nimic concret. Când e vorba să discutăm pe concret de care bancă să ne asigure un credit prin care primăria să garanteze acest credit cu dobândă subvenționată sau cum se poate, am înțeles, mai mică, nu se concretizează nimic. Deci, efectiv, nu avem niciun sprijin financiar care să reușim să renovăm această fațadă. Da, este un imobil deosebit, are 4 statui în mărime naturală, care se degradează pe zi ce trece. Pică brațul de la o statuie, am și luat jos brațul respectiv și păcat. Avem un turn, e chiar în centrul orașului, nu putem face mai mult. Și acolo sunt apartamente. Da, suntem în jur de vreo 40 de apartamente, toate sunt diferite ca suprafață una de alta. Lună de lună, de câțiva ani încoace, tot strângem bani pe lângă cheltuieli pentru renovare, pentru proiectul de a renova fațada am făcut. Stați o secundă. Avem inclusiv autorizația de... Stați o secundă cu noi. Da. Mă uit și eu pe fotografii. E o clădire istorică. Da, da. Suntem alături de Stelian Tănase. Stelian Tănase are o pasiune, cred că asta e pasiune, nu? Pentru toată chestiunea asta. Da, da. Domnul, trebuie
domnul sunt convins că cunoaște despre ce-i vorba, pentru că foarte mulți studenți sunt trimiși de la București și vin în imobilul nostru să fotografieze, să vadă acest imobil. Are avem 100, mii de turiști. 117 ani are acest club. Da, 117 exact. Ani. Ar trebui, rămâneți o secundă cu noi, ar trebui, Stelian Tănase, ca aici să existe o intervenție a statului, chit că oamenii sunt proprietari acolo, că sunt apartamente în blocul ăsta, cum să văd asta lucrurile? Asta este o discuție interminabilă. Deci da. Oamenii care sunt implicați în asemenea lucruri se uită la stat și cer un ajutor. Primăriile cam ridică de numere așa și o plimbă, dar mai aduc aminte candidații la alegeri în timpul campaniilor despre aceste probleme, pe care le uită imediat după aceea. Soluțiile nu pot să-mi dau seama, pentru că, de pildă, la Oradea funcționează și nu e singurul sistem pe care Bolojan l-a pus pe picioare pentru a aduce orașul la starea care este acum. Este absolut remarcabil ce s-a întâmplat la Oradea sub mandatul lui Bolojan. Am fost acolo cu o carte de-a mea la lansare și am avut o discuție lungă cu Bolojan și m-a și plimbat să-mi arate, cum să zic eu, ce, a rezolvat, ce planuri are și ce făcuse deja, pentru că deja, mă imaginez că acum, după 4 sau 5 ani de atunci, lucrurile stau și mai bine, dar lumea vezind să cred, pentru că știți de unde veneam? Veneam de la Vaslui. Deci fusesem în Vaslui zilele precedente și am venit la București și m-am dus la avionul la Oradea. Nu mi-a venit să cred, era tot România. Dar altă țară, da. Altă mentalitate, altă administrație, alți primari, alți etc., etc., alte bugete. Deci de putut să poate. Nu cred că românii sunt niște aschirabici, niște infirmi, niște idioți în raport cu alte state din jurul nostru, în raport cu europenii. Numai că unii au înțeles despre ce este vorba, nu s-au lăsat în siajul anilor 70-80, care ignora complet și avea o ură, Ceaușescu avea o ură față de trecut. Cât a demolat el este inimaginabil. El trebuia numai pentru asta împușcat. Pentru ce a făcut la București, cu demolările, o cincime din oraș, a dispărut și culmea, partea istorică, nu s-a dus el să dărâme cartierele proletare a lui Gheorghiu, deci Ferentar și restul. El s-a dus în centru, într-un loc de mare istorie, pe dealul Spirii, și a făcut praf. Da? Deci, de putut să poate, și avem exemple prin care putem să probăm că s-au salvat monumente, clădiri, străzi, colțuri, palate. Asta e o clădire, mă uit aici pe fotografii, clădirea ascultătorului nostru, într-adevăr, e o clădire imensă, spectaculoasă și foarte frumoasă. Foarte spectaculoasă și impozantă, da, așa. Și impozantă. Îți ia ochii imediat. Domnul Bibarț e primarul Aradului, nu? Mă înșel, Dane? Da, da, este domnul Bibarț, după ce a fost un an de zile domnul Falcă. Mm-hmm. Și am participat la o ședință cu proprietarii. Sunt și președintele asociației și am întrebat că de ce Oradea a putut să acceseze fonduri europene pentru asemenea investiții. Și mi s-a spus că noi avem un pod frumos acolo și am putea să-l valorificăm ca să ne putem reface fațada. Adică ce, să faceți un business? Ce să faceți? Un hotel? Un ce? Stați că nu m-am prins. Exact, să ne mai punem niște locatari deasupra, să zic așa, și atunci cu banii respectivi noi să ne facem fațadă. Eu credeam că idioții sunt numai în Valahia, adică recte la București. Cine dă un asemenea răspuns este afară. Dar nu e, cred că nu e vorba despre asta, cred că e vorba de nasul de afaceri aici. Da. Eu vă spun, nu se dorește. Da. Nu se poate, numai pe umerii proprietarilor. Mulți. Și noi cu toate că am strâns lună de lună, avem niște cheltuieli foarte mari comparativ cu cei care stau la bloc. Pentru că noi trebuie lună de lună să strângem bani, să menținem, nu să refacem ceva, să menținem într-o stare cât de cât bună. Dan, aceste imobile.
îți mulțumesc tare mult, am notat și o să le atrag atenția și colegilor mei de la știri. Asta e un subiect foarte interesant. Și aici povara... Mă întreb direcția patrimoniu, ce spune? Pentru că există și niște instituții specializate care au răspundere în legătură, în toate orașele, în toate județele, care au repertoriat toate monumentele și se ocupă de ele. Mă rog, după bunăvoință, după putere, pricepere, da, și bugetele pe care le au. Să-și facă hotel, cum s-a spus, da, acum. Da. Mulțumesc tare mult pentru răbdare, Sorin, când discuția între ei e mai lungă. Sorin e la telefon, de unde ne suni? Bună ziua, vă sun din Constanța. Vreau să menționez că am 24 de ani, ceea ce e destul de important pentru acest apel. Deci, cazinoul, cel mai cunoscut, cea mai sigur. Este subiectul care arde. Dar nu să faci acum cazinoul, Sorin? Nu să construiești acum? Eu așa știu. Ba da, se construiește, dar având în vedere că termenul a fost dat, de, că se termină lucrările în mai 2022, nu știu când se vor termina, dacă se vor termina, dacă vor ajunge în stadiu de terminare al lucrărilor. Eu sunt unul din mulți din Constanța care m-am născut aici și nu am văzut interiorul doar de o dată sau de două ori și de fiecare dată purtând casca de protecție. Gata. Este dezolant. Ai dreptate. Stai un pic. Domnule Tănase, ați văzut cazinoul pe interior? Da. Vreodată, da. Am văzut, dar când? Nu când era atât de degradat. În anii 90 era frecventabil. Chiar am prins zile când mai era restaurant. Serios, da? Știu că am mâncat o dată acolo, dar într-adevăr era extrem de delabrat. Și eu mă întrebam cum de ne mai lasă să intrăm înăuntru. Așa era de gravă situația. Adică ne cadă varul în ciorbă și... L-am văzut, este foarte frumos, foarte spectaculos. Eu cred că atunci când va fi repus în funcțiune, va fi bijuteria litoralului, adică va fi cel mai spectaculos imobil. Care... Eu mă mir că l-au lăsat atâția și că atâția oameni de afaceri care s-au perindat pe aici, mai ales în zona aia Constanței, l-au lăsat așa fără să profite, că e o afacere. Oricine s-ar băga acolo ar face profit. Știți că în pereții lucrările care trebuie efectuate sunt de mare amploare. A mai fost ceva. A fost un lung mandat al unui primar nefericit, Radu Mazăre, care avea, sau mă rog, condiționa această operațiune de a restaura de anumite discuții, avantaje, contracte, etc. etc. Și a cam trenat. A fost așa ca un car cu frâna. Un scurt moment de istorie acolo. În pereții săi, acum la renovare, a fost găsită scrisoarea unor deținuți politici. E o perioadă în care bănuiesc că acolo s-a refăcut ceva din construcție sau s-a lucrat la construcție. S-a băgat niște deținuți în anii 48, 52, 53, cred, nu mai departe, să facă anumite lucrări, că forța de muncă de tipul ăsta, la asemenea lucrări, să zic, sezoniere sau temporare, la ea se foloseau deținuți. Și au luat de la canal și au băgat acolo câțiva, sau de la Poarta Albă și au băgat, dar... Nu mai mulți. Bănuiesc că ei fiind lăsați mai liberi, fiind scoși la muncă, cum se zice, au trimis niște scrisori sau au ascuns niște scrisori, dar el s-a delabrat după aia în continuare, a continuat să se ruineze, pentru că nimeni nu s-a ocupat. La comuniști nu merge să ai cazinouri, ele s-au închis în 48 în toată țara, prin lege. Și, dar, putea să fie măcar restaurant. O secundă să mă întorc la Constanța. Sorin, cum arată însă centrul acela vostru superb, care ar fi trebuit să fie superb? Ce se mai întâmplă acolo? Iată Ovidiu. Arată chiar bine, cu excepția, evident, a unor altor clădiri istorice care sunt în paragină. Sunt, într-adevăr, unele s-au renovat, cum ar fi Hotel Mercur, care arată splendid. Dar mai sunt Casa cu Lei, Hotel Intim, sunt clădiri care... sau să cadă. Deci sunt clădiri importante, superbe, absolut. De fapt, superbe. Toată Constanța Veche, acolo în port, în zona portului, este plină de clădiri extraordinare și arată tot cartierul jalnic. E ceva de neimaginat. Da. Toată zona aia, portul Tomis, acolo, care a fost foarte spectaculos. În primul rând, era cu case făcute de oameni cu bani. Erau negustori bogați, armatori, care făceau niște palate, nu niște biete case.
Și din păcate, după război, nu s-a mai ocupat nimeni de ele, proprietarii au fost scoși, ele s-au confiscat și s-au dat pe la diverse instituții și pe la diversi generali și consilieri sovietici, Constanța era plină de sovietici, și s-au ruinat, pur și simplu, s-au ruinat. Nu s-a mai dat o bidinea, nu s-a mai reparat o cercefea, nimic. Da. Iar astăzi, dacă le vedeți, plângeți. Eu am fost acolo odată, tot așa, la o lansare de carte, la o librărie, și gazda mea de acolo m-a plimbat să-mi arate și nu mi-a venit să cred. Eu credeam că el exagerează când îmi spune ce e acolo. Nu, este o ruină. Este o ruină. E vreun pas în afară de piața Ovidiu spre recuperare, Sorin? Piața Ovidiu, efectiv, unde este centrul, deci unde este statuia și cafenele și restaurantele, da, arată ok, este decent. Dar... acum, dacă începeți să vă plimbați prin cartier, o să vedeți oriunde vă uitați, orice clădire mai veche este acoperită cu plase, să nu cadă tencuială, să nu cadă bucăți din structură. Nu știu, nu cred. Din păcate nu se pot vedea dincolo de plase, deci nu știm dacă au fost puse pur și simplu să împiedice tencuială să cadă sau chiar să lucrează la ele. Știți ce este regretabil aici? Această arhitectură din Constanța este o arhitectură foarte heteroclită, cu influențe din toate zonele culturale europene, dar și orientale, ceea ce îl face foarte spectaculos, adică restaurarea acestui cartier și repunerea lor în bună stare ar fi foarte profitabilă pentru tot orașul. Este foarte spectaculos. Fiecare clădire este după altă arhitectură, după alt curent, după în altă culoare. E foarte frumos, foarte frumoasă această zonă, din păcate, de la Bratra. Mulțumesc tare mult, Sorin. Să spunem că aici, la Art Safari, unde ne aflăm, există o expoziție și cu Marcel Iancu, arhitectul ale cărui lucrări dau semnătura Bucureștiului. Dacă e să vă uitați, multe dintre clădirile, locurile, casele din București îi aparțin acestui arhitect Marcel Iancu, care este și pictor și un pictor valoros. Lucrările lui sunt aici în muzeu și este unul din cei care au fondat dadaismul la Zurich, da. Februarie 1916. Da, un nume important și aveți două tipuri. A rămas în istoria artei secolului 20. Nu există istoria artei secolului 20 în care el nu este pomenit și în care n-are dedicat un capitol. Exact. De asta puteți să-l vedeți aici. Iar clădirile, când ieșiți pe stradă, o să aveți o surpriză. O să fie o revelație de fiecare dată, pentru că vedeți clădirea în fotografie și zici, pe aici am trecut. Dar eu știu casa asta. Se pentru bucureșteni, cred că se poate face un tur al clădirilor lui Marcel Iancu. Mihai, salutare, ești la România în direct. Alături de mine, Stelian Tănase. Bună, Cătălin, bună, domnul invitatul dumneavoastră. Sunt în Timișoara. Ce mă revoltă cel mai tare în orașul meu este că de 17 ani Muzeul Banatului, celebra clădire, castelul Huniazilor, cu o vechime de 600 de ani, stă în paragină, nu este deschis. O mână de oameni l-au custodie împreună cu un fost profesor, care mi-a fost profesor de istorie în copilărie, în liceu, domnul Neumann. Nu este admisibil ca această clădire să nu fie deschisă publicul larg, mai ales că Timișoara este capitală europeană anul viitor. Nimeni nu poate face nimica pentru a face ceva cu acest castel și cu oamenii care îl au în custodie acolo. Dar cum arată, asta este, domnule? Marea mea problemă. Uite, eu nu știu locul, nu găsesc nici fotografiile. Ce-i greșit sau cât Castelul de rău e? Castelul Huniazilor este în centrul Timișoarei, este lângă operă, vis-a-vis de opera din Timișoara. Okay. Este o clădire imensă, e un castel de 600 de ani în centrul Timișoarei. Căutați să vedeți. Asta mă uiți. E inadmisibil cum arată. Nu e deschis de 17 ani, stă închis. Eu ca și copil am vizitat de 5-6 ori. Era o plăcere pentru toți copiii din Timișoara să meargă acolo să-l viziteze. Era un fel de Wikipedia în zilele noastre, știți? Nici astăzi, când se pregătesc de capitala europeană, nu se bagă bani acolo pentru refacere? Nu e nimica. Deci totul este inert. Nu se mișcă nimic, absolut. Doar niște schele în față de ani de zile. Și
Nu se mișcă absolut nimica. Nimeni nu se vrea, nu se poate. Chestia este că nici nu pot să schimb din funcție pe acești, nici nu știu cum să-i numesc, că sunt de o indiferență totală față de ceea ce înseamnă această clădire și acest muzeu pentru noi, pentru timișoreni, pentru vizitatorii care vin ca să vadă orașul. Și n-au ce să vadă, efectiv nu au ce să vadă. Da, uite, de povestea asta erau, chiar erau nu știu. Secții, în acest muzeu, secții antice, secție medievală, secție de naturaliste, o grămadă de lucruri frumoase, dar este închis de 17 ani, stăm paragină și nimeni nu face absolut nimica. Exact asta ne propusesem și astăzi. Și devine este doar domnul fost primar Robu, care a ținut în braț această clică de nemernici, care sunt acolo la momentul de față și în momentul de față. Da. Interesant, stai o secundă cu noi. Asta este marea mea problemă și oful cel mai mare. Văd că ți-l strici și asta a fost și intenția noastră, ca astăzi să punem pe hartă niște locuri de acestea de care avem nevoie. Dar de fapt... Pentru care ne enervăm. Da. Pentru starea deplorabilă în care... Exact, chiar ne enervăm, adică de multe ori ne enervăm, da. Simțiți că... Pentru unul ca mine sunt foarte sensibil la lucrurile astea, nu la toate, să știți, sunt perfect indiferent, dar... În ceea ce vește patrimoniul nostru, patrimoniul Bucureștiului, de piese pe care am scris atât, ați făcut și film, da. Da, exact. Sunt foarte sensibil și mi se rupe sufletul când văd câte o clădire că se ruinează sau este chiar demolată. Sunt câteva care au dispărut într-o noapte. Care este, de fapt, aici marea problemă? Nu avem bani. Speculatorii imobiliari. Este okay. Un lobby, deci un grup de interese extrem de puternic, extrem de influent, și care plătește bani pe șim, plătește cash, nu-și cere chitanță. Și atunci asigur că lucrurile merg unse, cum se zice. Ei sunt marele dușman al patrimoniului. Aceste grupuri de interese, acești rechini imobiliari care râfnesc aceste clădiri și mai ales terenurile de sub ele. În urmă cu 10 ani ați fost unul dintre protestatarii de la Hala Matache. Ce s-a ales acolo la Hala Matache? S-a ales praful. Sorin Oprescu era primar pe vremea și a spus că dă clădirea în spate cu 14 metri și o reface. Și? Vă reamintesc că Hala Matache, ca și Hala Traian, erau construcții dintre armătură metalică pe tehnologia lui Eiffel, cel care a făcut turnul Eiffel la Paris. Erau foarte moderne pentru epoca aceea, iar astăzi avea un parfum Art Nouveau extraordinar, era fan de siecle, așa... Și a pus-o jos, vorbesc de Hala Matache, și astăzi acolo este un maidan. Oamenii care merg la piață pun mașinile acolo, dar nu e pusă nicio placă de beton sau care să spună ce a fost acolo. Nimic, e maidan, nu, dar vreau să zic, nu e nicio amenajare, măcar un loc de parcare s-a făcut. A fost un lucru foarte urât. Să știți că societatea civilă în București s-a luptat foarte energic pentru a păstra Hala Matache. Așa este. Și am regretat-o toți foarte serios. Era foarte frumoasă, trebuia un pic îngrijită și atât. Și ar fi fost un monument al Bucureștilor. Lucian, salutare, ești la România în direct. Bine ai venit. De unde ne suni? Eu vă sunt din Curtea de Argeș. Sunt bucureștean de adopție, dar original și cu sufletul la Galați. La Galați o să remarc și părți negative și părți pozitive. O să fiu foarte rapid. Partea pozitivă este Palatul Navigației, care este într-o stare bună, din păcate neexploatat cum ar trebui. În schimb, partea negativă ar veni Palatul Pescăriei sau Casa Nicolae Mantu. Întâmplător, bunicul meu, tot pictor, a fost elevul lui. Și Casa Nicolae Mantu se află într-o stare total nefirească pentru importanța sa pentru orașul de la Dunăre. Nefirească, adică cade. Probabil va cade, în 10 ani va cade cu siguranță. Mm-hmm. În rest, aș mai vrea un minut, dacă se poate, să remarc pe domnul Tănașe, care acum vreo 15 ani a intrat în anticariatul meu dintr-un cort de armată la Vama Veche, dar eu nu eram prezent. Și de asemenea aș mai vrea să remarc că noi avem oportunități culturale deosebite. De exemplu, anul viitor, pe 1 mai 2023, va fi centenarul lui Gopo.
și deocamdată lucrurile înaintează, dar sunt foarte greu de urnit și este o mare șansă pentru România. Centenarul vine o singură dată și din păcate sper să nu facem greșeli pe acest, pe această posibilă oportunitate. Aș pune pariul cu tine că eu, cunoscându-i pe oamenii de la Art Safari, care e gazda noastră astăzi, ei sunt capabili să recupereze ce înseamnă Gopo și, dacă vreți, cred că sunt capabili să recupereze chiar și pe omulețul lui Gopo, care a fost atât de celebru. Mă aștept la genul ăsta de surpriză aici la Art Safari, să știi. Este posibilă și o expoziție împreună cu ei. Noi o să încercăm să realizăm. Întâmplător sunt implicat în proiectul Centenarul Gopo, dar eu cred că Gopo este o oportunitate pentru România să iasă în evidență și afară. Este primul laureat al unui premiu la Cannes. Ce putem să ne dorim mai mult? Și aici aș remarca, domnul Tănase cu siguranță ține minte, în 1952, imediat după război, după anii de foamete de la sfârșitul anilor 40, nu știu dacă cifrele mele sunt exacte, România a cheltuit 0,07% din PIB pentru centenarul Caragiale și a ieșit ceva cu adevărat impresionant. Nu știu. Da, un fel de Caragiale prolet cultist. Nu știu dacă ați văzut presa vremii sau broșuri și cărți care au apărut atunci. Așa au făcut și cu Eminescu în 1950. Să-l vedeți pe coperta revistei Urzica. Un fel de Eminescu care însemna numai împărat și proletar, numai prima parte anume. Adică ideologia mutila atunci autorii noștri, care pe de o parte erau atât de meritoși încât trebuiau musai sărbătoriți, pe de altă parte erau ciutiți de secția de propagandă a partidului. Da. Îți mulțumesc tare mult, Lucian, pentru această încheiere și cu gândul la viitor. Emisiunea noastră mai are un minut în momentul ăsta. Voiam să vă zic așa că săptămâna viitoare aici la Art Safari se va lansa o carte care, să vezi ce coincidență, Ioana Ciocan, directoarea de la Art Safari, lansează această carte care se numește Sculpturi din întâmplare. Fiți un pic atenți, o să vină Horia Roman Patapievi și Lidia Bode aici să lanseze cartea. Ce este această carte? Că de asta mă amuză. Sunt aceste noi apariții, cum să zic, care schimbă fața orașului, nu neapărat în cel mai bine. Lucrurile pe care oamenii le-au adaptat pe străzile din București arată un pic ciudat, clădiri și lucruri noi la care nu te gândești, care într-un fel sau într-altul dau o nouă normă de cultură. Dar cultura aia spectaculoasă, adevărată, veche, rămâne în palatul ăsta, unde eu v-am primit alături de Stelian Tănase. Dacă ar fi să-mi dați o prioritate, uite, mai zic asta, guvernul ieri a împrumutat 230 de milioane de euro, cred, ca să repare Muzeul Național, care e aici lângă noi, și Opera și Teatrul Național. Care a fost poșta. Asta a fost poșta, da? Da, a fost poșta, da? Muzeul Național, da. A fost formată Muzeul de Istorie de Ceaușescu. Dacă ar fi să numiți dumneavoastră o prioritate, una dragă inimii sau sufletului dumneavoastră, care ar fi aceea pentru clădirile de astăzi de lângă noi? Pe mine mă întrebați? Da, da, da. Păi avem Fundațiile Brătianu, pe strada Amzei, Biserica Amzei, cred că pe acolo se intră, dar se poate intra și pe Bulevardul Dacia, unde e statuia lui Ionel Brătianu, da, acolo, și care este o proprietate a statului, a fost cedată de familie, de Eliza Brătianu, statului România, a avut o viață lungă, a trăit mult și în comunism, și care este astăzi o ruină, spre rușinea tuturor guvernelor și tuturor primăriilor și așa Partidului Național Liberal, care au acolo leagănul partidului lor, nu? Și mai este o clădire la care țin foarte mult, e chiar aici în colț, unde suntem noi acum. Așa. Pe colț aici, Smârdan cu Stavropoleos, este un restaurant. Pe la 1853 era un restaurant care se numea Brenner. Brenner e pasul în Alpi, în așa. Italia și Germania. Și acolo era un porucic, un tânăr ofițer rus, care se numea Lev Tolstoi. Lev Tolstoi venea acolo să mănânce, să curteze doamnele și pierdea la jocuri de noroc și s-a ales și cu un sifilis. Nu cu un sifilis, cu o blenoragie. Și a fost tratat foarte bine de un medic român cu care a rămas și prieten, apare în corespondență. Deci acest loc ar merita o placă, cum se întâmplă la Paris sau la Londra, să spune, în acest loc, acest loc a fost frecventat de marele scriitor rus,
Lev Tolstoi, cel care a scris Război și Pace, a scris Stelian Ana Karenina. E aici lângă noi, când ieșim afară, putem să bem o cafea acolo. Interesant, clădirea există, a supraviețuit în bune condiții și astăzi este, așa cum v-am spus, un restaurant care se poate mânca bine, civilizat, vreau să zic. Mulțumesc tare mult, Stelian Tănase, la finalul României în direct. Ne auzim tocmai marți. Eu sunt Cătălin Striblea și vă spun spor la treabă. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.